Curtea Supremă de Justiție a decis să remită spre judecare Curții de Apel dosarul în care procuratura a contestat privatizarea sediului PCRM din Ocnița. Instanța nu și-a motivat deocamdată decizia. Juristul PCRM, Sergiu Sârbu, susține că este vorba de o chestiune de procedură. El explică decizia CSJ prin faptul că unele probe nu au fost examinate de prima instanță. Procurorul care instrumentează dosarul a părăsit sala de judecată înainte ca instanța să dea verdictul. Reprezentantul Cancelariei de Stat, părât în acest dosar, a refuzat să ofere comentarii. Acum două săptămâni, PCRM a câștigat la Curtea de Apel un dosar similar cu privire la sediul din orașul Râșcani. Mai multe sedii ale comuniștilor se află în litigiu, inclusiv cel din strada armenească din capitală. PCRM califică aceste dosare ca fiind politice.